Ce înseamnă dușmanic, dușman energetic pentru tine, că urci în vibrație? Dom'le, vai, că am urcat în vibrații de... Da? Nu mă mai ajunge nimeni. Hop, top și m-am trezit cu... Da? În zombie mod, da? Formele omenești, în zombie mod, energiile, fără suflet. Sufletul e undeva, da? Așa s-a trăit, oh my God, sinistru. Așa s-a trăit 3D. Pământul 3D, așa a fost. Sufletul era în astral, unde era prins și se zbuciuma și era în jertfă mod, săracul. Și zombie mod, tu erai în zombie mod, erai pe pământ, în 3D, în programările 3D și îți vedeai de job, de familie, de... Trăiai inconștient, subconștient. Ok. Și acum, când sufletul a recuperat corpul, corpul și-a recuperat sufletul, ce spune femeia asta? Băbește. Încep să înțelegi ce e cu tine, unde ești, cât de cât, da? Și ce se întâmplă cu lumea din jur. Și depistezi imediat. Întâlnești omul și îl vezi. Omul e zombie. Și să-i spui nu poți că... Da? Oricum nu se te înțeleagă, oricum nu vibrați la același nivel. Dar vezi, începi să înțelegi unde ești, înțelegi cum stau lucrurile și vezi, este treaba ta. De clirui, de medicare. Uh-huh. Ai agățat în pom. Da, agățat în pom, situația cu zombie, da. Așa, bun, soarele încuțite, mergem mai departe și visul răsturnat. Da, voi îți dai seama, dacă era așa și lumea avea vise colective, îți dai seama... Despre ce vorbim? Care vise? Ce? Lași să se colapse tot. E un fel de... Imaginează-ți că ești într-o delegație. Ești plecată undeva. Cu sorcova, da. Ești plecată. Nu știu. Într-o expediție, așa. Pe un an, doi. Da, în cosmos, zic cum vrei. Și ai treabă de făcut și tai toate visele care erau în 3D. Vai, dar cum să tai visele acelea minunate și să mă lipsesc de caviar cu șampanie, să zicem. Nu știu de ce am zis asta. Ok. Pentru că alea au fost vise 3D, vise în zombie mod, când erai tu și colectiv pământul. Și acum ți se deschide altceva, trebuie să fii minunată, uimită, de ce o să se întâmple mai departe. Dar nu uita că pleci în expediție pe un timp, da? Și să scrii despre așa ceva. Bun.